fost suflate cu aur de 24 de carate ca să fie exact cum am vrut eu, după preferințele mele, să zic așa. Salutare mafioți, ce mi-am găsit la un nou vlog. Este un vlog care, credeți-mă, cred că o să rămân fără cuvinte, pentru că de când am ajuns mașina asta în parcare, am rămas mut. Are o mașină foarte specială, o mașină cu foarte multe dotări, o mașină cu foarte multă prestanță. De asta l-avem aici pe Răzvan lângă noi. Salut! Cum te numești pe tine pe Instagram? RZWSAA. O să vă las un Instagram în descriere, pentru că mașina asta e una dintre multele mașini pe care Răzvan le deține. Ha. Și toate mașinile pe care le are, mi-a trimis niște poze, nu se mai apropie Instagramul de poze, cu câte mașini faine de epocă clasice are în posesie. Astăzi avem de prezentat un Mercedes SL 560. Dar vreau să începem această mașină, trebuie să dai un like, o share și subscribe acest canal, 15% car vertical și hai să prezentăm balena asta, că altcumva nu pot să-i spun. Spune, Răzvan, despre ce mașină este vorba? Păi, este un Mercedes 560 SL, motor de 5.6 V8 din 1990. În 1990, cu cât la sută din elemente originale? Mașina este 100% original. 100% original? Da, interior, exterior, motor, absolut tot este original. Nu i-am făcut absolut nimic. Deci eu am rămas șocat în momentul în care am văzut interiorul, dar acum când aud că și exteriorul este original, adică vopseaua asta impecabilă, este original, mi se pare ireal. De unde ai cumpărat-o? Cum ai păstrat-o în felul ăsta? Din America i-a adusă. Ok. Când a ajuns mașina, nu arăta așa, îți dai seama, nici la interior, nici la exterior. I-am făcut eu la interior un detailing, la exterior la fel am avut grijă un pic de polish, am polișat, am dat cu protecție ceramică să arate cum arată acum, mai ok. Și cam atât. Îmi vine greu să cred că de fabrică arăta mai bine de atât. Adică arăta mai bine de atât de fabrică? Probabil că da, probabil că da, dar nu cu foarte multe diferențe. Deci mi se pare ireal modul în care lucește vopseaua asta și modul în care arată toată mașina. O să luăm din bară în bară să ne prezinti dotările, pentru că e o mașină foarte dotată, mi-ai spus. Da, pentru anii ei și din 90, e o mașină care avea destul de multe dotări. Ok, eu cred că aș putea spune, în momentul în care spui Mercedes și restul, trebuie să te gândești la mașinile astea, da, care au făcut legea la un moment dat. Hai să luăm partea din față, să vorbim de partea de faruri. Cu ce venea dotată mașina? Halogen sau xenon? Halogen, becuri halogen, fază scurtă, fază lungă, poziție și bec semnalizare. Și ștergător? Și ștergător. Pentru faza lungă, nu? Faza scurtă, da. Funcționează. Ok. O chestie interesantă, ce n-am știut și am aflat-o ulterior, dacă te uiți, aici sunt niște limite din far făcute. Ok. Atunci când dai drumul la ștergător, se oprește exact în el, în caz de se dă peste cap. Băi, nu cred. Să nu lovească mai departe bara, farul, capota și așa mai departe. Dacă stai, stau să mă uit, sunt două blocuri aici, adică ăsta e separat de celălalt. Da, aici este faza scurtă, aici este faza lungă. Iar el cum funcționează? Funcționează exact în limita maximă a fiecărui mi se pare obiect de genul. Vezi, o chestie
de sincronizare mecanică. Da, 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 adică da, da. S-au gândit, pentru că s-au fost întâmplări, s-au întâmplat ca ștergătorul să dea peste cap. Okay. Și automat dacă se dă peste cap, poate să-ți lovească partea de fază lungă, de aici de la far. Dar ce mă șochează? Asta e plastic aici. Da, tot farul de plastic. Și asta e sticlă. Asta e sticlă. Asta este plastic, cu ăla și aici este sticlă. Bun, aici avem crom adevărat probabil. Cromul, da, este în stare originală, nu i-am făcut absolut nimic. Nu. E real când te uiți la cromul ăsta din 1990 și te uiți la mașinile astea noi care 2010, da, spăl de câteva ori. Gândește-te că eu când am cumpărat mașina, mașina a stat 6 ani de zile afară, în ploaie, în zăpadă, soare, frig, cald, a trecut prin toate anotimpurile. Făceam ei, Mercedes mașini. Da. Ei, în America, majoritatea care vând parcuri, proprietari, nu au grijă de ele, sub nicio formă. Și cred că și treaba asta cu cromul venea ca și dotare într-o anumită echipare, nu? La 560L vine cu mult crom, foarte mult crom. Celelalte motorizări sunt opționale. Poți să găsești cu crom sau fără crom. Ca și motorizare PS 600SL? Mai este o variantă, 6.9 motor, 6.9 motor, V12. Ma. Da, dar acolo sunt făcute undeva la 200 de bucăți, 250 de bucăți, dacă nu mă înșel. Ok. Sunt foarte rare. Mi se pare, adică, în momentul în care comparăm BMW, eu permit să compar BMW cu Audi, dar în momentul în care îmi vine să compar BMW cu Mercedes, e greu. Păi e cam greu, frate. E deci greu, da. Peste tot au făcut, tot timpul, dacă BMW făcea 5.000 sau 6.000, cât a avut maxim pe generația asta, pe 34? 6.0, dacă nu mă înșel. 6.0. Da. Au fost 4.4, da, modul ăla de V8 și mi se pare că 6.0, dacă nu mă înșel, V12. V12. Mercedes a făcut 6.9. Da. Știi, ca să fie puțin peste. Da. Hai să ne scrieți puțin ce înseamnă treaba asta de aici pe mine. Eu am văzut că băieții cu E38 pun stegulețe de președinte. Da, sunt două variante. Una, să pui steguleț pe mașinile prezidențiale, cum au mașinile prezidențiale. Și a doua variantă, opțiune, cei din America sau din alte țări pun chestia asta, bățișorul ăsta aici, ca atunci când parchează mașina să vadă exact cel mai punct extrem al mașinii, să vadă cum parchează mașina ca să nu lovească mașina. Bine, ai și aici, ai și emblema din față, să te ghidezi după ambele. Da, da, da. Teoretic, pentru când faci chestia asta, trebuie să pui și pe dreapta, trebuie să pui și pe stânga. Ok. Eu am pus doar pe dreapta, mie așa îmi place. Știu că și la unele mașini, cel puțin spate, și farul, și farurile sau stopurile cumva proiectau, cred că la cele americane, la Cadillac-uri. Da, la cele vechi, da, da, da. Sunt farurile cu dublu, exact cum e la mine faza scurtă. Sunt două ornamente și ornamentul de la fază scurtă se ghidează, cumva se dă către dreapta ca să vezi un fel de cornering. Tot la fel, mecanic. Mecanic, da. De fapt, nu e mecanic, e pe vacuum. Pe vacuum, nu? Tot ce sunt mașini americane vechi, faruri, capotă, suspensie, reglaje și așa mai departe, se face pe vacuum. Și cred că și la Mercedes pe vacuum. Știu că avea centralizată pe vacuum. Da, da, da. Scaunele pe vacuum. Da, da, da. Deci toate sunt pe vacuum, da. Bun. Aici avem semnalizarea, bara tot la fel originală. O să ajungem și la jante, dar până să ajungem la jante, hai să vedem ce e sub capotă, pentru că chiar sunt curios cum arată motorul acesta. Hai să deschidem și capota. Da, eu cred că o să fie un documentar mașina asta, pentru că sunt prea multe chestii spuse de spus despre ea. Ia să văd, pot să deschid eu capota? Mamă. Băi, dar ești că e motor american. Da. Deci zici că e motor american cu filtru de aer deasupra? Da. La motorul, din câte știu și m-am documentat, majoritatea au acel filtru de aer, capac de filtru de aer. Și ce mă impresionează foarte mult? Văd că și două claxoane, mi-ai spus că e un claxon pentru mod urban și extraurban, adică în oraș și în afara orașului. Cel din oraș se aude mai tare, ca să te audă participanții din trafic, și cel din afară se aude puțin mai încet și altă tonalitate. Chiar sunt curios să-mi spună posesorii de E32 că cumva cu asta concurează mașina asta. Dacă pe E32 trecuseră la electroventilatoare sau mergeau tot pe vâscu? Cred că e unul singur și vâscu acuplaj, cred. Asta are două electroventilatoare? Da, 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 da. Deci pentru o răcire foarte bună. Deci băieții cu BMW-uri când rămânea și vă sărea apa în sus, eu treceam mai departe. Dacă vrei să cumperi o mașină și nu vrei să iei o țeapă precum mașina pe care ți-o arăt acum, care a avut daune și kilometri dați înapoi, îți poți verifica mașina pe Car Vertical cu 15% reducere din linkul din descriere. Vizionare plăcută! Exact! Probabil asta era soluția. Noi, de fapt, trecem mai departe. Cine posezi de... Da. Spune-mi despre motor. Hai să vedem. Ai aici curelele de la accesorii? Accesorii, are servo, are aer condiționat,
Caseta este mecanică, caseta de direcție și în rest, ce să zic, rezervorul de ABS, plosca de frână, deci are tot. Filmează acolo, mă, deci zici că e original, deci că acum a ieșit mașina din fabrică. Deci, ireal. Da, până și bateria, din câte m-am uitat pe ea și m-am documentat, a fost schimbată prin 2000. Deci bateria din 2000? Da. Și funcționează până în ziua de azi. Și uite puțin la sticker-ul ăla, că nu s-a exfoliat nici măcar sticker-ul. Da. 22 da, de ani. Da. Aici avem lichidul de parbriz. Parbriz. Deci cred că este de 5 litri aici, nu? Da, lichidul de parbriz. Acolo este antigelul. Și de aici buton, bușon, de fapt, metal totul. Bă, că ai admisia din fontă, cred da, că. Da, fontă, da. Nu din plastic ala asta noi. Nu. Să ia foc. Bun, hai să dăm și o cheie să vedem cum se aude exact motorul. Aici în față, evacuat probabil că nu avem pe mașina asta. Nu, e stock. E stock, nu? Hai să vedem să aude un V8 din 1990. Mamă, ce vânt îți dăm în față când pornești. Are pornirea puternică. Dar ce căldură degajă destul de mult. Căldură degajă destul de mult. Deci dacă era mai acum, în momentul când a pornit motorul, toată asta părul era în vânt. Da, foarte tare, avem și capitonaj aici, tot la fel vechi de 32 de ani. Da, nu este într-o stare extraordinară, dar este original. Da, hai să o tușiturăm puțin să vedem cum se aude și motorul și puțin evacuarea și după aia o luăm așa, o luăm către spate. What the fuck, ia să vedem și evacuarea. Dă-i acum. E genul de mașină care se aude mai tare motorul, nu e motorul ca aia cu 2.2 care exact. Pune evacuare mare. Exact, știi? Exact. Ideea e că e o mașină foarte silențioasă la drum lung, dar și scurt. Adică ai o cumva oarecare confort în mașină. Da. În momentul în care ai ceva puternic sub capotă, nu-ți mai trebuie evacuare. Adică 100% da. Știi că ai acolo... Am avut o perioadă când am vrut să fac eu cu clapetă, dar nu e mașina de așa natură să fac așa ceva. Și am preferat să fiu original. Hai să închidem puțin capota, să vedem cât de antifonat e motorul când închidem capota. Da, deci aproape nu se mai aude motorul. Și hai să-l oprim, okay. Să luăm așa cu lateralul mașinii, să vedem exact ce tot mare mașina. Eu am mai văzut o chestie interesantă care nu știu dacă ai făcut-o tu sau așa a venit mașina de fabrică, adică dunga asta, roșie și gri. Dungile sunt făcute de cei din America. E o nebunie de-a lor. Cu dungile, eu am crezut inițial că este făcut din colant. De fapt nu este colant, este pe bază de vopsea, rășină și ceară. Băi, și sunt oameni de acolo care au nebunii de genul și își fac așa ceva pe mașină. Ok, mergând mai jos, o să dăm de jantele astea care, credeți-mă, nu știu cum se văd pe cameră, sperăm că avem calitate, dar în realitate sunt foarte lucioase. Și treaba asta cu goldul, inserturile astea de gold. A fost o poveste tare cu goldul ăla. Ce jante sunt, în primul rând? Păi, jantele sunt jantele originale ale mașinii pe 15, miezul, interiorul. Deci până aici e janta originală, nu? Exact. Au fost tăiate, după care încărcate în sudură până la 18. Okay. Ele acum sunt pe 18. Încărgate, frezate, sudate și așa mai departe, făcute ca să ajungă în stadiul ăsta. Buză? Pe partea din față sunt buzele și pe partea din spate sunt oalele. Efectiv, nu am găsit decât șuruburile care se prind buzele, atât, în rest nu am găsit absolut nimic, nici pe zoane, nici în ele. Și acum Florin i-a venit o idee și ideea a fost ca să le sufle cu aur de 24 de carate, într-un final, ca să fie toate aceeași nuanță, din aceeași textură, să zic așa, și uite așa au ieșit prezoanele, emblemele de Mercedes și capacele alea de Mercedes, de la butuc și cu șuruburile de la roată, s-au fost suflate cu aur de 24 de carate ca să fie exact cum am vrut eu, după preferințele mele, să zic așa. Sunt calculate în așa fel încât când las mașina să fie o coală de hârtie care intră pe dedesubt. Când las mașina, ați aflat, mașina e pe de aia, nu poate să meargă static în felul ăsta. Da, corect. Mi se pare real, mașina asta nu bate la viteză, mergi cu, ai zis că ai venit cu 200. 200 aici. Foarte lejer, cu consum de 10%. Băi, băiatule, deci mi se pare real și am 2.2 benzină și merg cu 120-130 și am tot 10% consum. Toți real. Care văd mașina mă întreabă cât consumă, se așteaptă să consume mult, fiind motorul mare și așa mai departe. Ideea este că am făcut un consum cât de cât real, să zic așa, la pompă. Are rezervorul de 90 de litri și am făcut 800 de kilometri cu un full.
Ce mai vrei? Da, am făcut Ploiești, Constanța, Ploiești și încă 150 de km. Foarte tare. 200 de km aproape. Cât ai ajuns să faci toată treaba asta cu jantele? Estimativ, în mare. Undeva la 5.000 de euro. Deci costă orice lucru de calitate. Da. Costă. Sunt făcute în București la noi, la anvelope NFS. Foarte... Adică nu se vede că e o jantă pe 15 acolo, nu, făcută nu. Pe 18. Toți cei care au văzut jantele au crezut că așa le-am cumpărat. De fapt, nu, sunt făcute custom. Ok, dacă mergem pe lateral, puteți să observați culoarea asta impecabilă care este continuă pe toată mașina. Avem oglinzile care sunt fixe, din câte știu, nu? Da, sunt fixe. Oglinda se reglează electric, okay. Sticla. Și în caz de impact, i-au făcut o chestie interesantă. Să poți să miști de oglindă și revine înapoi. În caz lovește cineva oglinda sau eu aș lovi sau un pieton, e automat pleacă înapoi și revine singur înapoi. Ok. Și cred că e și mult mai rezistentă treaba asta în momentul, adică nu sare toată. Nu, absolut deloc. Deci rămâne acolo absolut pe poziție. Plus că este din inox, tablă, e ceva un material dur, rezistent. Care probabil ar fi omorât un pieton dacă era fix. Da, da. Adică dacă îi dai eu de asta. Hai să mergem la uși și vino mai puțin aproape și filmează toată cuietoarea asta care e super masivă, crom aici, crom aici, un bușon de închidere super masiv. Și ușa e, nu pot să vă spun feeling-ul pe care l-am în momentul în care deschid ușa, pentru că, dacă gândiți-vă că, nu știu dacă aș deschis... BMW-urile mai vechi. Da, dar nici la BMW-ul, că am eu unul vechi și nu chiar la fel, adică. Și aici mai devine aproape la interior să ne explice ce găsim pe fața de ușă. Păi, pe fața de ușă... sunt butoanele care reglează electric scaunul, uh-huh. Față, spate, sus, jos, tetiera electrică. Memorie la pasager. Și memorie la pasager, da. Ceea ce e foarte interesant să ai memorie la pasager. Fețele de uși din piele. Piele. Aici e un plastic puțin cam tare, după părerea mea. Și aici nu veneam și cu perdeluțe? Pe spate, cred, nu? Am văzut cu perdeluțe pe spate, dar nu foarte multe. Nu foarte multe. Nu foarte multe, da. Okay. Teoretic puneau pe spate, geamurile spate și lunet. Ok. Și erau perdeluțe de la din catifea? Da, 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 da. Deci da. Nu din ala din plasă. Da, 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 da. Pun la asta. Vreau să mă urc și puțin aici în dreapta și eu mi-am montat acum 3 zile, 4 zile interiorul deșeptar pe 39-ul meu. Mamă, și eram atât de încântat cât de confortabile scaunele mele. Mi-ai resetat toate standardele pe pune cu scaunele astea. Deci felul în care stai în mașina asta, nu cred că stai în nicio mașină nouă. M-am urcat într-un X7 nou al unui cursant al meu. Și 180.000 de euro și să stai pe scaunul tău ca pe bancă. Da, sunt foarte tari. Dure și tari, da, da. Deci mi se pare ireal modul în care stai. Și bordul care e destul de... nu vine mult pe tine. Da, ideea e că este varianta lung, okay. Și de aceea e puțin mai mare interiorul, spațios interiorul, da, față de un cel normal. Mi se pare ireal, avem și trapă deasupra. O să vorbim mai multe când o să ne ducem pe partea din partea șoferului. N-avem soft close, deci trebuie să o închidem. Mai tare? Mai tare, da. Și aici, în partea din spate, ușa se vede că e lung, adică se vede că e o ușă mai mare. Da, e ușa mai mare față de modelul standard. La fel, reglajul la geam, reglajul la banchetă electric, bancheta se culisează către față și reglajul pentru încălzirea din scaune. Avem și încălzire în bancheta din spate. Ok, poți să-mi faci o mică demonstrație cu bancheta asta? Sigur, da. Sau hai că stau aici și fac eu. Stai geamul? Da. Da. Okay. Și butonul de acolo. Man, eu nu cred așa ceva. Da. Man, nu cred așa ceva. Filmează puțin mai încă o dată și se vadă și spătarul. Deci se face pat. Da. Și e totul pentru confort, să zic așa. Când stai la drum lung și mergi cu mașina, să stai ca președintele. Păi, man, pot să mai fac o dată. Deci sunt șocat. Și gândește-te că e funcțional din 90. Adică e o chestie care s-o puneau americanii în 90. Mi se pare rău. Aici avem scrumiera, nu? Da, scrumiera este acolo. Foarte tare și avem și suportul pentru picioare, pentru președinte aici. Da, suportul pentru picioare. Da, uitați-vă și voi, tu spuneai că banchetele și scaunele au arcuri în interior, nu? În interior, da, sunt arcuri, da. Ca să fie totuși mai confortabil decât o canapea normală. Acum, dacă spui oamenilor că ți-ai saltat pe arcuri sau ai arcuri în scaune, o să râdă de tine, știi, mamă, ești învechit, ai arcuri. Da, am avut discuții de genul că având arcuri este mai tare, ești învechit și așa mai departe. Și am poftit să iau un loc. După ce au luat loc, și-au schimbat părere. Bun, partea din spate, jantele sunt în două configurații.
Da, pe față sunt mai înguste, au 8,5J dacă nu mă înșel, okay. Și pe spate 10J. Da, filmează-mă adipuzul asta care cam așa arată o buză adevărată, mărimea asta trebuie să fie. Și îmi place că sunt calculate foarte bine în momentul în care o las jos. N-am o foaie aici, dar cred că dacă bag 100 de lei acolo... Nu cred. Hai să checăm cu 100 de lei. Cred că tu iau mai mult de 100 de lei aici, trebuie 100 de euro cel puțin la mașina asta. Ba, intră, uite. Intră și... Cred că dacă bag... Ia. Aici nu mai intră, gata. Nu mai intră. A trebuit să băgăm mai mulți da. Bănuți. Și varianta lung față de cea scurtă, pe lângă ușa mare, cred că e și aripa spate. Undeva, cred că 30-40 de centimetri lungime, mai lungă decât cea normală. 30-40? Da, cam 34 de centimetri din ce am văzut eu pe internet. N-am măsurat, să spun exact, dar cam acolo. Cred că la asta nu mai e așa mare, cred că vreo 10-15. 10-15 maxim, da. Și din ce am văzut, este diferență doar la ușa de spate. Portbagajul și aripa de spate sunt la fel. Pentru că e mai simplu, mai adaugă puțin aici, da. Fac o ușă mai mare, da. Aici e mai complicat. Ca să fie costurile și mai mici. Exact. Hai să mergem în spate, pentru că spatele ăsta are un caracter și numerele astea de America sunt. De America, da, Maryland. Deci se pupă perfect cu mașina. Hai să vedem cum arată portbagajul. Stopurile sunt de sticlă aici. Nu, tot de plastic. Tot de plastic, de plastic, da. Și avem și un portbagaj destul de mare. Da, e mărișor, să spui. Mi se pare că la mașinile astea vechi sunt foarte late portbagajul, foarte late pentru că n-au oala la amortizor. Da. Și tot felul de electrică și de module prin. Da. Nu, ce are în spate, este magazia de CD-uri. Și atât, altceva. Și canistra. Da, asta e cumpărată de mine separat, e originală de Mercedes. E da. Ca un obiect de ținut acolo, să zic așa. În momentul în care ai o mașină așa perfectă, da, îți permis să cumperi și obiecte din obiecte, astea care să completeze toată mașina. Bun, hai să închidem portbagajul și vreau să intru la încheietul ca să nu... Pur și simplu s-a închis. Și cum se aude închiderea asta. Hai mai să intrăm puțin la volan, dar te rog frumos, arată și mie treaba asta cu antena. Cu antena. Da. Deci, vă lăsați în comentarii, este electrică sau manuală? Cred că e electrică dacă l-am pus să intre în interior. Spuneți-mi la câte mașini din 90 mai funcționează antena asta. Și am văzut o chestie super interesantă, că în momentul în care oprești mașina, ea se strânge automat. Da, exact ca acum. Ca să nu s-o fure cineva, să o rupă cineva. Da. Foarte tare, frate, deci. Eu aș pune antenă la o mașină 2022. În spate aș pune. Da, au renunțat la chestii de referitor la antenă, au băgat-o pe portbagaj sau nici măcar pe portbagaj. Ai și cățelul, Mercedes. Cățeluțul, ca așa zic eu, da. Hai să urcăm și la volan și ce am găsit aici? Cheie de 13? Este cheia cu care desfac borna când las mașina mai mult de o săptămână ca să nu se ducă baterie. Dar auzi, ai făcut detailing și la cheie? Am curățat. De ce să zic că... Uite puțin cum arată o cheie de om care face detailing, adică pe bune, adică da. E țiplă. Da. Și hai să vedem cum stăm. Dar eu nu știu, tu ajungi la pedale în poziția asta? Da, îmi place să stau mai pe spate. Mamă, fratele meu, da. E real modul în care stai. Volanul e destul de subțire. Volanul este schimbat, nu este volanul ei, okay. Adică este volanul ei, doar că eu l-am trimis în afară în Ungaria să mi-l îmbrace, să mi-l facă, să mi-l schimbe. El era numai de piele, full piele. Și am schimbat pielea și aici am pus lemn exact ca trimurile din... Deci e pus de tine lemnul ăsta? Da. E pus de mine în afara țării, am găsit pe cineva care se ocupă cu așa ceva. Ok, aici avem frâna de mână, frâna de mână. De picior, picior română, să zic așa, exact. O combinație. Poziția și faza scurtă. Păi, dacă te hardie. Da. Deci dacă pui o femeie cum e Madi cu unghiile alea, își rupe unghiile. Da, e destul de tare. Deci, da. Aici avem semnalizarea sus jos, lichidul de parbriz acolo. Pilot automat. Cum este așa? Sau trag linie? Trebuie să tragi și sus jos se reglează viteza. Ok, văd că ai în mile pentru că e de America. Da. Și încă o chestie pe care o văd aici, ai casetă. Da, este caseta pusă pentru că am trimis la niște băieți, să zic așa, și mi-am montat Bluetooth în casetofon. Și acum ascult muzică pe Bluetooth, caseta când o bagi în casetofon, se trece automat pe Bluetooth.
E făcut o inginerie, să zic așa, și ascult muzică direct pe Bluetooth. Păi, real, dar lăsați voi în comentarii dacă câți dintre voi mai ați prins treaba asta cu casetă, adică generația... Mai sunt niște variante cu cablu, cu jack pentru telefon. N-am preferat cu cablu pentru că n-am vrut să se vadă cablu. Am vrut să fie cât mai simplu. Filmează puțin consola centrală, toată din lemn, din mahon, din... Ce nu vă place vouă? Când iau pe toți acum, nu mai vreau mahon în mașină, vreau piano black. Pii, când vezi treaba asta... Da, e altceva. Știi, când toți iau piano black, tu trebuie să ai mahon. Cam așa trebuie să fie în modă. E o cutie automată în câte trepte? 4 trepte de viteză. 4 trepte de viteză. Aici avem oglinzile electrice? Da, nu? Sunt oglinzile. Acolo este reglajul pentru difuzoare, pentru boxe, față-spate. Faderul, nu? Da. Ok. Geamurile? Geamurile individuale fiecare și butonul din stânga de aici este asta? Blocajul pentru ușile de spate. Ce blocaj? Și geamuri de spate, okay. Spate pentru copii, ca să nu existe probleme. Ai încălzire și pe... Încălzire, da, stânga-dreapta pe față și butonul din mijloc este claxonul de care îți povesteam eu. Asta cu... e bitonal, da, nu? Da, bitonal. Foarte tare. Aici e scrumiera? Scrumiera, da. Poți scrumiera să... cu... Și fumai, priză. Frate, în mare lux, pe bune. Deci 90... Te și mândrai când mai în scrumiera aia, da. Pe bune. Aici avem butonul de aer condiționat, cred că ăsta e, nu? Da, acolo este prima treaptă mai încet, uh-huh. Și butonul de sus este cea mai puternic. Și aici reglajele în Fahrenheit, nu? Că e de America. Da, da. Mai cald sau mai rece, dezaburirea față. Mi se pare ireal. Deci mi se pare ireal modul în care arată mașina asta. Uite, ne atumarge puțin și plafonul și plafoniera care... Acolo este lumina și în stânga este, acolo ți apare exact de centură, dacă este America, vreo ușă deschisă. Mai la americani e treaba asta. Da, și da. Mi se pare că trebuie să arate și undeva nordul. Da, 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 da. Foarte tare. Hai să lăsăm așa. Și mai difumează puțin. Ești puțin așa ca să ai o privire de ansamblu. Deci în mod normal când conduci o mașină nouă, când pui mâna așa, ajungi la schimbător, pentru că sunt destul de înghesuite. Da. E aici ca să ajungi la schimbător, trebuie să te întinzi după el ca să ajungi. Aici vezi. De vânzare? Nu e de vânzare. Da. 90. Da. Am și eu un S98, trebuie să-l bag în reabilitare. Foarte tare. Pe consola centrală mai văd aici un buton cu o anvelopă. Da. Știi modul ce este? Da, e modul de iarnă. Pentru că e automat. Da, da. Și mașina e tracțiune spate. E tracțiune spate, da. Și... Deci, cam așa stau eu. Cu bancheta normală. Și nu cred că n-ai reglaj în spate pentru scaunul din față, nu? Nu. Asta cred că mai trebuia și au băgat după aceea. Dar aici că se catapultează. Da. Wow. Deci... Aș merge aici până în Germania cu ea. Acum aș urca în ea și aș merge până acolo. Hai să dăm un test drive cu mașina, să vedem cum merge, cum se comportă. După părerea mea, e o mașină de nota 15, n-am mai filmat niciodată așa ceva până acum și cred că va fi o experiență foarte interesantă. Dacă ți-a plăcut clipul, dă-i acum un like și hai să vedem cum merge acest 560. Gata, mafioși, ne-am urcat în S-Class și acum câteva secunde ne-am urcat în E39 și mi-am dat seama de cât de înghesuit stau în mașina mea și cum stau în mașina asta, filmează mai de puțin. Frate, deci nu ajung la în capătul mașinii. Hai să vedem cum merge S-ul ăsta pe perne de aer aftermarket. Ce, nu te întreba ce kit ți-ai pus de perne? Kitul este independent pe fiecare roată. Okay. Și este montat la Air Force Suspension, la Răzvan. Ok. În București. Mi se pare foarte interesant că e foarte barcă mașina. Zici că de fabrică. Da, ideea este că cu cât lași mașina mai jos, cu atât cursa este mult mai lungă și automat în același timp este mult mai moale suspensia. Cu cât ridici mașina mai mult, se întărește. Okay. Și automat face efectul ăla de țupăial. Eu asta n-am înțeles la pernele de aer. De ce când e jos mașina și ai nevoie să fie fixă, să nu ți atingă, să nu se facă balanșul ăsta, e moale. Adică principiul ar fi trebuit să fie invers, știi? Da, ideea este că fiind perna, mi-ai explicat, da.
ea, dacă eu las mașina mai în jos, automat coboară, se strânge pernă. Da, da. Și automat are mult mai mult spațiu ca să culiseze. Vezi, la arcuri e invers. E invers, da. Cu cât lași arcul mai jos și spira exact. E mai strântă sau mai puține spire? Mai puține spire, da, da, da. E invers exact față de pernă. Da. Probabil de asta spun oamenii cu perne că mamă, că e barcă mașina și nu o simt, că ei merg cu ea joasă la viteză mare, ceea ce nu-i recomandat. Da, să faci treaba asta. Nu, trebuie să ai o presiune, să zic așa, de aer medie. Eu oricum am vrut fără, nu știu, probabil ai văzut suspensii pe aer cu ceasurile alea de reglaj. Da, 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 da. Eu n-am, mai ales la mașină de genul, n-am stat să găuresc mașina, să stau cu fire, cu cabluri. Am făcut totul pe telefon, am totul pe telefon. Da, foarte tare. Întreabă nici unii și pus. Asta este telecomandă. Și când o pornești, îți arată exact puntea din față, puntea din spate, presiunea în tancurile de aer. Ai două tancuri, nu? Două butelii, da. Două butelii de 12,4, dacă nu mă înșel, și două compresoare. E mult mai ok așa să ai și două compresoare în caz că nu merge unul? Am avut unul prima dată, fiind mașina grea și mare, dura foarte mult până o încărca buteliile. Și automat am preferat să mai pun încă un compresor ca să încarce mult mai repede, să fie mai totul mai lejer, să zic. Și ai și backup-ul ăsta în caz să nu mergi un compresor? Îl am pe celălalt, da, da, da. Chiar da. E oricum am montat un buton care poate să comute între ele sau rămân amândouă permanent. Poți să închizi treaba că vreau să sunt curios cât de liniște e mașina. S-a făcut liniște. Da. Mi se pare ireal și aș plăti toți banii în lume pentru feeling-ul ăsta să am emblema Mercedes în față și cred că odată ce ți-ai luat emblema Mercedes și o vezi acolo, nu poți mai altceva în viață. Da, da. Sincer, n-aș prefera altă mașină. Veche de genul, acum 30-40 de ani. Mă refer BMW sau Audi, nu, Mercedes-ul e, din punctul meu de vedere, e peste, cu mult peste. Cel puțin a fost peste. Da. Acum nu mi se mai pare nicio diferență între Mercedes, BMW, Audi și chiar și alte mărci. Am mers zilele trecute cu un Lexus și era mult mai premium decât un BMW. Da. Adică am văzut chestia asta și la mine la atelier, îți dai seama, vin atât de multe mașini, încât am putut să compar materialul de piele, interiorul, exteriorul, din ce material au fost făcute, cum au fost făcute și așa mai departe. Nu, BMW, Audi, Mercedes nu mai fac cum făcea mașina, da. Clar, nu mai fac. Uitați-vă puțin la, am urcat în Maybach ăsta ultimul 2022 și a stătut în soare la 35 de grade. Fiind mașina plină de plastice și toate astea. Da. Deci când am deschis ușa, în loc să mă îmbii un miros, nu știu, de piele, toate astea, deci mirosea a plastic copt. Eu recent am montat, pentru că vreau să am grijă totuși de interiorul mașinii, de piele, de fețele de ușă și mai departe, pe toate geamurile mașinii am montat o folie de la, pot să zic firma? Sau? Da, da, nici pe lume, da. De la Lumar, Airbull 80 se numește. Respinge până la 98% raze UV, căldură. Și să vină domn polițist și să spună: îți iau talonul pentru treaba asta, nu, da? Nu se ia talonul, nu? Pentru că este 80% transparență, 20%, okay. Deci probabil nici nu știu dacă observa că am folie. Da, ea are o tentă albăsturie de când o montez pe geam și exact cum sunt la mașinile astea noi puse pe parbriz geamul la heliomat, care se vede puțin cu tent. În rest, să-mi spui și mie treaba asta, să-mi lași un mesaj că vreau să pun și eu. Super ok, pentru că de multe ori merg cu aerul condiționat, se face o temperatură optimă în mașină, după care eu opresc aerul și merg fără probleme pe... Se menține temperatura. Exact, da. Față de cum era înainte. Cutia asta de viteză mi se pare ireal de smooth, adică eu n-am simțit când a schimbat. Aparcă am simțit o dată că a dat așa un șut, a simțit o dată când a schimbat. Așa e normal să simți, da. Ideea este că sunt mai multe moduri în care poți să mergi cu cutia. Acum suntem pe drive automat. Ok. Cutia de viteză automată, normal. Și mergem în ce treaptă suntem acum? Văd că avem un mișo. Cred că treapta a doua sau a treia, cred. N-ai un indicator undeva, nu? Nu, nu se arată, nu, nu. În a doua sau a treia, având pe treptei foarte lungi, nu? Da, sunt foarte lungi. Păi, cred că a doua treaptă, dacă aș merge tare cu mașina, mi-o schimbă undeva la 60-80 la oră. Undeva la 60 la oră, cam așa. Poți să o dai pe 3. Ok. Aici îți schimbă doar 3 trepte de viteză, 1, 2, 3 și automat este mai sportivă mașina. Ah, ok. Iar pe 2 sunt doar 2 trepte de viteză, 1 și 2 și dacă am plecat cu ea poți să bași un BMW. E foarte brutală mașina. Nu cred că e foarte brutală. Poți să dai 1-2 să vedem cum merge? Da, pot să-ți dau. Deci eu nu cred că mașina asta poate să fie brutală. Adică la cum am mers până acum... Dau pe a treia. Până s-a urnit.
schimbatul la 80 de oră. Da. 100. Gata. Băi, nu cred că mă pas cu 2-2. A few moments later. Mi-a dat temenie. Gata, chiar gata. Nu facem treaba asta pe YouTube, că, da, că ar fi ilegal să facem treaba asta. Ori e... Ce vrei să faci? Pune înapoi pe drive, da? Pe drive, normal. Poți să faci treaba asta doar pe loc, nu? Da. Cred că pot să fac și mers, dar n-am... N-ai încercat și nu trebuie? Nu, nu mă risc. O, mai bine să am... Am auzit că au și atins puțin pe spate. Da, mai trebuia ridicat-o. Mai trebuia puțin. Nu cred că mă faci cu E39-ul meu, dar cred că tu la 200 la oră, câte turi ai? Cred că până în 2000 de ture. What the fuck? 2000 da, de ture la 200 la oră? Undeva la 2000-2500 de ture, maxim. Eu am 5500-6000. Da. Adică gândește cum stă motorul ăla. Gândește-te altă chestie, 90, mașina asta mergea cu 200-220-240 chiar, e limitată la 240 mașini. 90 mergeai cu o mașină de genul cu 240 la oră și am testat-o și eu pe Germania, pe autostradă și merge. Vezi că asta e chestia, feeling-ul la Mercedes. Feeling-ul la Mercedes e să mergi cu 200 la oră să nu simți că e 200 la oră. Feeling-ul la BMW e să mergi cu 120 la oră simțind că ai 200. Da. Adică... Oricum, BMW e mai rigid, mai sportiv decât Mercedes-ul, clar. Da. Și pe suspensii, și pe direcție. Bun, ca și întreține, de cât timp ai tu mașina asta? 2 ani de zile. În 2 ani de zile și câți kilometri ai făcut? Cred că în kilometri vreo 4000. 4000 de kilometri, nu cred că ai probleme majore, nu, cu... absolut nicio problemă. Când am luat-o, la toate pe care le-am luat, le facem revizia, le schimbăm bujiile, uleiurile, lichidele și așa mai departe, ca să fie ok. Ok. Dacă ar fi să compari, nu știu, din toată colecția pe care o aveți tu și tatăl tău de mașini, care ar fi mașina supremă pe care, nu știu, dacă ar fi să le vinzi pe toate, să rămâi cu una? Este un Lincoln din 71, Continental, Mark 4. Okay. La fel, mașina este originală și este o ediție mai limitată pentru că toată este verde, în afară de plastice și butoane. În rest, mochetă, scaune, plafon, centuri, exteriorul mașinii, vopseaua, compartimentul motor este un verde foarte aprins. Și mașina are 45.000 de kilometri, din 71, originală, din toate punctele de vedere. Deci cu aia rămâne tot timpul, nu? Da, da. Și probabil cunoști o mașină nouă, nu? Ce mașină nouă cunoști? Un Serie A6 GT. A, mi-a arătat de fapt, da. Da. Și dacă ar fi să ai de ales de Serie A6 GT și Continentalul, ce ai alege? Pe amândouă. Una, să ai una. Să acum să nu mai trebuia să vinzi tot. Cred că Lincoln. Lincoln, nu? Da, da, da. Motor de 7000 sau cât are? 7.4. 7.4. Da, motor V8. Ai avea destui bani dacă ți-ai venit toate mașinile să bagi benzină după aceea în Lincoln-ul tău. Da, ideea este că toată lumea când vede o mașină de genul veche, cu motor de 7-8000 de centimetri, se gândesc că consumă extrem de mult. Nu consumă extrem de mult pentru că dacă ai merge tare cu mașina sau mai brutal sau așa, e normal să-ți consume. Dacă mergi cum mergem acum la plimbare și da, normal mașinile sunt făcute de plimbare, nu de curse. Vrei o mașină de curse, ți-o mașină de curse. Da, da, da. Nu consum, adică la un motor de 7.4 să-ți consume un 10, 12, 14% din punctul meu de vedere mi se pare ok. Da, adică cu un rezervor, ăla are 100 de litri rezervorul, cu un full de rezervor faci 500-600 de kilometri. Media, să zic și așa. Cu un iX35, am fost cu el până în Grecia, fă-i stânga și întoarce după aceea. Cu un iX35 și un Hyundai 2012 avea rezervorul de 40 de litri și consuma 10%, făceam 400 de kilometri. Da. Deci cu o mașină mai nouă. Da, mi se pare genial, nu știu dacă am notat vreo dotare pe care trebuia să o spunem. Mai trebuie să mai spunem ceva? Nu, trapa electrică, butoanele, reglajele electrice. Mânerele la fiecare pasager până la șofer? Da. Da, e un vis. Adică mă bucur că fac treaba asta și că am cunosc oameni ca tine, pentru că am avut și eu care să merg cu o mașină de genul. Și cumva se resetează. Dar vezi că e și nasol, pentru că acum, în momentul în care mă urc în alte mașini, o să compar tot timpul cu mașina ta. Adică, da, până și mașina mea o să compar acum cu a ta. Adică o să fie nașpa pentru... Îți dai seama, fiecare mașină are avantajele, dezavantaje, plusuri, minusuri, îți place, nu-ți place. Dacă ar fi să îi spui avantajul suprem acestei mașini, care ar fi? Ia ușor pe cea că e drumul mai din grad, dar e mișto acolo, în față. Se conduce foarte ușor, din punctul meu de vedere. Și o mașină care, adică, uite, de exemplu, am fost la un eveniment auto în Bulgaria.
Am fost cu mașina, n-am avut niciun fel de problemă, am mers lejer, am ajuns ok. Mi-a consumat nici măcar un sfert de rezervor până în Bulgaria. Adică, nu știu, aș conduce oricând mașina asta, la un drum lung. În oraș nu e de mers cu mașină de genul, pentru că îți dai seama, o omori pe distanțe scurte. Da. Nu e o mașină de mers în oraș, decât să te plimbi. Și nu știu unde parchezi tu mașina asta, pentru că mie mi-ar fi frică să o parchezi lângă un Logan de 1000 de euro. Sincer, când ies cu ea, nu mă opresc nicăieri. Doar merg sau într-o parcare unde să fiu eu acolo. Altfel, nu n-am lăsat mașina niciodată de una singură. Doar plimbare și când o las în garaj și o bag în garaj. Știi că era un zvon că ți-e ia când scoate mașinile de colecție, mai ia și un Range Rover în spate ca să țină să-i păiască spatele. Da, da. E zvon sau e adevărat? E adevărat într-o oarecare măsură, să zic așa. Ok. Dacă aveți nevoie de Răzvan și aveți nevoie de un detailing și doriți să vă faceți mașina ca nouă, apelați-l cu mare încredere. Dacă v-a plăcut clipul, un mare like și promitem că o să ne luăm un concediu la Ploiești să filmăm colecția pe care Răzvan o are împreună cu tatăl său. Până data viitoare, toate cele bune. Pa, pa. Salut.